Vă salut, dragii mei prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a Transparențelor, la care l-am ca oaspete pe criticul de film și redactorul de la revista Steaua, revista prestigioasă pe care o știți, a Transilvaniei, a Clujului și a României, la urma urmei, în ultima instanță, dar nu în ultima, totuși. Așadar, pe Radu Toderici. Radu, bine ai venit! Mulțumesc frumos de invitație, Ovidiu! Ai pedalat pe bicicletă până aici, de acasă, într-o lumină clujană de vară. A fost, o, a fost o dimineață destul de bună, da. da? Adică a început când când m-am trezit și m-am uitat uh, pe fereastra uh, de la baie, am constatat că, mă rog, Clujul se scălda așa într-un soi de ceață luminoasă, foarte interesant. Uh, N-am văzut de mult fenomenul ăsta care, e mai ales specific toamnelor și primăverilor, mi se părea mie. Acum, iată că e plină vară, uh, ieri uh, ploua încă, al și mai și... Cele mai lungi zile ale anului se pare că <laughs>, uh, vor cunoaște noaptea destul de devreme, datorită acestei probleme de luminozitate și de climă. Cum ai uh, petrecut în uh, ambianța ultimelor, uh, ultimelor zile? Băi, cum știi foarte bine, a fost tiful și <laughs> în momentul în care tif toate celelalte lucruri se opresc. Practic, practic natura nu mai conta, că era în sală, nu? Nu numai natura. Cum cei de la TIF au o obișnuință pe care aveau de când eram eu în studenție, să pună da? festivalul fix în perioada examenelor. Punându-te în fața problemei, a te duce sau a nu te duce? Iau examenul sau văd un film bun. Exact, ceva de genul ăsta. De obicei le încerci pe amândouă și să zicem că merge într-un fel sau altul. Acum se întâmplă de să. Cum fiu ai de... reușit ca student? Ți luat examenele cu brio. Ții minte că la un moment dat, ca să fac lucrurile și mai interesante, m-am și dus, că așa am început cu povestea, cu filmul, m-am și dus la un blog făcut de cei de la jurnalism, să scriu pentru festival. Adică nu numai să le văd, să-mi dau și așa. un pic de muncă după. Da. Și asta înseamnă că au fost niște zile extrem de palpitante pe care nu mi le aduc aminte, pentru că probabil a fost... A <laughs> fost destul de dificil să, să, le, să le împac pe toate. Trecutul mâncat, cum au uh, tradus unii, manche. <laughs> da, 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 da. <laughs> Dar, apropo de uh, faptul că s-a reditat de curând uh, faimosul eseu al lui Kundera despre l'Europe Europa okay. mâncată, <laughs> ca să mă păstrez așa. Dar, uh, până la urmă, oare cu festivalurile astea, și cel de film, și cel de teatru. Nu e un raport un pic inegal, adică efortul, cheltuiala de nervi, alergătura din coace încolo, procurarea de bilete sau de locuri, nu știu ce, nu întrec în bună măsură rezultatele, adică nu dai mai mult decât primești. Acum o să vorbesc mai despre cel despre film, pentru că la teatru. Exact, la teatru mă mai puțin la festivaluri. Ai ceva cu teatru? Nu Nici vorbă, dar cred că odată ce ai, îți găsești o. O pasiune, o iubire, zic cum vrei, și dacă ești mai monogam, așa din fire, sau nu știu, cred că n-am intrat niciodată, poate mi-ar plăcea să intru în atmosfera unui festival de teatru. Dar revenind, acum, cheltuiala asta cred că e un pic diferită, pentru că eu ce văd, de exemplu, la un festival de asta, în primul rând, că Clujul devine altfel, se umple de bucureșteni, da? Deci, dintr-o dată dintr <gătări> e mai animat, Doar arată, de bucureșteni arată bucureșteni altfel. Sau majoritar bucureșteni? Acum le zic din București, dar probabil vin toate părțile, dar în general vin o, o mulțime, că acolo industria de film, din păcate, Bă, șaia, da. ar zice unii, da? Și pentru o săptămână e un alt oraș. Dai peste oameni pe care i-ai vedea în mod normal, numai pe Facebook, nu știu ce. Și asta e partea care... Îi recunoști pe stradă, știi? Nu mai că îi recunoști, intri în vorbă cu ei, se întâmplă câteodată să te mai ciocnești de ele la o petrecere, să intri în vorbă cu cine nu te aștepți. Deci se întâmplă lucruri de genul ăsta și de asta, acum, poate că o să zic un pic altfel peste vreo câțiva ani, dar pe moment, mi se pare că merită ideea asta de a... E, e un, un factor total de haos, în sensul în care ieși în afara sălii și nu știi exact cu, cu cine o să te întâlnești, o să povestezi pe filmul pe care l-ai văzut. Ceea ce înțeleg că îți place? Nu-mi displace deloc. Plus că pă, e cel mai interesant să stai pe urmă de gât cu cineva pe, pe un film în care niciun dintre voi nu sunteți responsabili. Adică... Am văzut că și postezi din când în când cu privire la marile peripeții ale vizionarilor. <laughs> da, de asta e Asta, dacă vrei, așa un fel de. mă ba, n-am muncă de iubire pentru bă, oamenii sau prietenii mei care știu mai puțin despre film sau, în orice caz, nu apucă să răsfoiască programul. Și atunci mă gândesc că, poate, dacă le dau niște indicații, nu știu, poate că ajung să vadă un film bun. Adică, știu că senzația cea mai nocală pe care poți să o ai e să ai trei bilete la. la, la la TIF și să mergi la trei filme proaste, adică ai, atunci chiar e cum zici tu că ai impresia că ți-ai pierdut vreme. Se poate întâmpla să ai ghinionul ăsta, să vezi trei filme la rând de nereușite? Acum depinde cum le alegi. Acum, aici există filtre, că până la urmă și la începutul festivalului, Kirilov, care e omul care asamblează până la urmă tot festivalul, face da. recomandările lui, după aia sunt recomandări în tot felul de direcție, deci există tot fel de filtre din asta. Adică, dacă mergi, dacă mergi efectiv orb și la am dai cu zarul la ce filme mergi? Atunci cred că ai șansa să ai să ai trei. De altfel, dacă știi ce ți place, dacă ai dinainte o idee despre ce vrei să mergi, sigur. Mă gândesc la ani fericiți copilăriei când vorba ta dădeam de cu zarul. N-aveam habar. Mă luam numai după titluri sau dacă vedeam o poză interesantă... Nu existau trailere? Mă întrebam asta. Adică când mergeai la cinema, nu aveai deja... Nu, înaintea filmului propriu zis, aveai un jurnal de actualități. Pentru că nu toată lumea avea încă nici radiouri probabil, la țară, pe unde umblau caravanele cinematografice. În orice caz, la oraș vedeai actualitățile. Ce-a făcut Ceaușescu... Așa am văzut de pildă. Cred că aveam o vârstă destul de mică funerariile lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Au fost transmise în felul ăsta înaintea unui film trăzne, Elena din Troia, în care Elena părea destul de dezbrăcată și <laughs> mă sensibiliza chiar de la vârsta aia. Am, am imagini foarte pregnante despre asta, dar nu, nu la asta voiam să mă refer, ci la experiența ta. Cred că și tu mergeai în copilărie, în tinerețe, la filme care te atrageau prin subiect, atâta cât îl puteai întrezări, eu știu, din titlul filmului sau îți plăcea un actor, o actriță, nu? Nu, asta era În primul rând mă atrăgeau prin faptul că puteam să o din internat. Adică în internat când eram liceu. Și... Deci tu ai studiat în stil engleză, ai stat la internat. În, în mai degrabă românesc, că nu arăta la fel, era destul de ponosit și era destul de autoritar oamenii de acolo. În, felul la care era. erau da, erau exact ca și în filmele la anii 50-60. Dar... pe discul Pink Floyd. The wall. Da, 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 da. Acum partea plăcută era că lunea era, țin minte că era reducerile la cinematograf, și că toată lumea își făcea o, o scutire de dentist sau ceva și ne întâlneam cu toții acolo. Adică <laughs> ăsta a fost un prim motiv, dar evident sunt, sunt cumva și altele. Pedagogul nu știa să meargă și el. Ar fi fost interesant. Ne-am gândit la un moment dacă poate ne <laughs> întâlnim cu el acolo, dar nu, cred că era pasionat de așa ceva. Da. Dar dincolo de asta, cred că. Dacă ar fi să mă gândesc, cred că mai degrabă e, e ceva legat de context. Adică faptul că am crescut, am, am, avut 20 ceva de ani în perioada în care începeau să, să apară filmele românești din nou val. Și totul lumea povestea, adică totul lumea povestea mirat oarecum cei cu filmele astea. Ce se întâmplă? Te-au marcat? În prima fază când le am văzut, um, cred că vreo două dintre ele știu sigur că n-am înțeles. Când am văzut patru, patru luni între și două zile, nu știam la ce mă uit. <laughs> da? Acum sunt, nu l-am mai revăzut de mult, așa cap coadă să văd despre, să vă, să vă despre ce e vorba, dar țin minte atunci că era o, un fel de mirare ce se întâmplă. Dar în același timp, cineva românesc era, era pe val, și atunci era un fel de subiect obligatoriu, dacă vrei. Plus că era și perioada în care se pirata, începea să, începea să se poată pirata, da? deci a apărut internetul și iarăși avea o a doua sursă. Deci mai degrabă nu atât filme, ci tot fenomenul ăsta care s-a umflat pe, peste proporții și găseai peste tot filme și deja a devenit un fel de subiect de discuție, poate mai mult decât muzică sau, știu și eu, literatură sau orice altceva. Ai o competiție între arte, mi se pare mie, dar după părerea ta, filmul a câștigat această competiție sau e vreo altă artă care Hmm. tinde să... Cum a, depinde, depinde, la ce ne referim. Dacă, dacă, treci prin fața operei, așa, duminică seara, o să, o, 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 să vezi că mai sunt încă oameni care probabil cred că asta e, asta e arta supremă. Acolo duci, te îmbraci frumos, adică rămâne cumva Asta e arta supremă. Asta e probabil. Arta supremă e asta de te îmbrăca, <laughs> exact, de a arăta bine în ochii lumii, sigur. <laughs> că pe urmă se stinge lumina și vezi ce pe scenă, dar în, în, pauze sau la intrare acolo lucrurile contează. Da, altfel, pă, cred, că, cred că da. Dar știi de ce? Pentru că dacă te gândești ce face omul seara, nu? adică ți-e mai ușor să Are echipui... nevoie de o poveste, nu? Are nevoie de o poveste și ți-l mai are ușor să-l răbdare echipui... să citească. Poate că mai are răbdare. Adică, până la urmă, eu, am oameni care fac și și. Adică, sunt, am genul de prieteni care. Uh, și sigur că și tu ai genul de prieteni care, care fac și și, dar cred că e mult mai ușor să ai genul ăsta de, uh, de buton după care vine o poveste. Apeși butonul și ai, ai o poveste instant. Datorită vârstei mele s-a întâmplat să asist la un fenomen interesant. S-au făcut filme de mare succes, după care s-au scris cărțile. Și nu au fost filmele, ecranizări ale unor cărți, de pildă Indiana Jones, nu? Da, Ovidiu, să știi că asta am avut, am avut filme de genul ăsta, inclusiv Star Wars, pe care prima dată am citit cartea și după aia am văzut filmul. Și nu știu... cum ți s-a părut experiența? E, e prea, prea, relativ ciudată. Pentru că în momentul în care citești, deja ai ceva, ai ceva în minte, cred că e N-am încercat niciodată invers, dar odată ce îți închipui cum arată personajele, și după aia le vezi, filmul arată un pic mai prăfuit. Nu știu, asta a fost prima impresie. <laughs> nu știu, sau nu arată la fel de grozav. Nu, Sunt nu... și excepții. <laughs> Îmi amintesc că am trăit starea asta de excepție. știi când? Prin 77, când am văzut. Uh... Marele Gatsby, uh -huh. cu Mia Farrow și cu Robert Redford, Robert de bildă, Robert. care nu m-a dezamăgit deloc ca ecranizare, uh -huh. Ba chiar mi-a plăcut mai mult decât asta mai recentă, da, 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 da. cu DeCaprio, uh -huh. care e un actor eminent, de altfel, nu e o problemă. Sau tot așa, când am văzut, cu mare emoție, mai ales că era dedicat soției sale ucise în circunstanțele știute, Tess Durberville. A lui Polanski? A lui Polanski uh -huh. și îl dedicase lui Sharon Tate, care a fost asasinată de banda lui Manson. Uh -huh. Citeam în revista Flacăra chiar atunci despre bestialitățile comise acolo, cum scriau pe pereți tot felul de nebunii uh -huh. cu sânge. și Teribil! Ca pe urmă să constat acum câțiva ani în ecranizarea lui Tarantino <laughs> că, că istoria poate fi deviată spre ceva da, da, da. mai frumos. Că, că Sharon Tate poate fi răzbunată. Cum ți-a plăcut Tarantino în... Nu acum... Once upon a time, Hollywood. Eu sunt într-o generație care a crescut cu Pulp Fiction. Și odată ce, <laughs> ai, odată ce ai fost vândut pe Pulp Fiction, omul nu poate să greșească. Am impresia că a crescut foarte mult, adică preferatul meu de la el e pe filmul ăsta care se cheamă Inglourious Basterds. Serios? Da, Eu am că... la Pulp Fiction. El îmi place mai mult. Mm, aici am impresia că el face niște lucruri. A crescut ca și scriitor. Adică atunci era mai amuzant și era mai, era mai plin de idei, dar acum ți-l închipui ca un scriitor serios, pentru care, dacă-ți minte foarte bine, probabil prima scenă care se folosește de schimbul de limbi, adică faptul că vorbești în, în franceză sau în, sau în germană și cu. Cu device-ul ăsta literar, poate și o, o chestiune de, de om de litere, dar cu device-ul ăsta de literar reușește să, să mute, să, să ducă mai departe o scenă, ceea ce nu e puțin lucru. De asta mi se pare că a devenit un, un tip mai, mai interesant din punctul ăsta de vedere. Pulp fiction a reușit totuși un lucru fenomenal. Are mai mulți eroi principali, ca să zic așa, și rupe povestirea într-un mod, o remontează în așa fel încât o readă unde nici nu te așteptai, îți explică prin niște paranteze lucrurile mm -hmm. și. Bine. Rămâne glorioasă secvența, <coughs> secvența primirii ceasului de către Micul da, boxer. Micul viitor boxer. Da, 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 da. <laughs> boxer. Bă, e minunat asta, da. Așa -i, așa -i. Bun, acum prin comparație da. cu asta ca să ca să nu las întrebarea nerăspută. Da? Um, Tarantino e tot timpul funny pe, sau e um, interesant pe anumite părți. Ah, nu-mi place cuvântul ăsta, dar hai să lăsăm așa interesant. De pentru, de că, interes, pentru că, asta, asta, e, când da. un film nu, mă, nu mi place la fel de mult cum e asta ultima lui de care ziceai, cred că primul cuvânt care îmi vine e interesant. Adică e remarcabil, <laughs> nu chiar... În general, într-o cronică literară, la ai terminat pe, lăcare, exact, pe care, -l exact, l exact, internet. exact, Deci e un fel de, un fel de, uh, de insultă, dar mascată, când îi spui că e <laughs> <că -i> interesant. <laughs> <laughs> Dar în afară de el, cred că tu și probabil și generația ta <laughs> observ că pun o distanță între mine și voi. Dar nu o pun fiindcă îmi place, ci fiindcă o constat. Probabil vă place și Lars von Trier și mai sunt câteva nume pe care le poți invoca oricând pe prima listă de preferințe, nu? Există. Cu Există. ce ai completat? Completa? Există. Ce -ai... Mă gândesc. Lars von Trier. e foarte bine că e acolo, doar că e... m-am oprit pe undeva prin... cam după ce a făcut Dogville, da? Că de, din momentul ăla mie nu mai îmi place și am constatat că... Se repete sau de ce? Devine plictico... Știi ce cred eu că e uh, marca unui unui regizor? Iarăși îmi vine cuvântul interesant, dar unui, unui regizor care e remarcabil. E simțul umorului și la început avea simțul umorului și avea o grămadă de simț al umorului. Dar nu făcea comedii. Dar în dramă, ai din când în când simțul umorului. Din momentul în care pierzi asta, cred că ești ești cam. De, nu devii de, nu de un tragedian. Devii un tragedian dar te ia foarte, foarte mult în serios. Și asta e momentul în care, bine, probabil că oricui se poate urca la cap. Da, după ce treci de nu știu câte ori pe la can, primești nu știu câte premii, dintr-o dată începi să zici, da, domnule, da, sunt ceva. Dar <laughs> da, 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 nu-i nu recomandabil, pentru că după aia faci artă care bă, e slabă, e, nu știu, cumva nu, nu mai are același gust. Baltica sau stânjenitoare, într-un fel. Nu? Da, nu știu. În momentul în care îți dai prea. te duci într-o zonă în care uiți că totul e comedie, de fapt. Asta nu e recomandabil. Când zici totul e o comedie, te gândești la viață sau la film? La viață, sigur. Viața la, viață, filmul, nu? la viață. Adică, până la urmă, nu? Asta era... Dacă te uiți cu destulă distanță, orice tragedie, de fapt, e o comedie în care se derulează. Numai că e pe termenul. La finalul, finalul e tragic, în rest, poate să fie o comedie minunată. Din păcate, da, asta nu n avem parte de happy end din punct de vedere niciunul dintre noi, dar până, până atunci nu erau rău deloc. Adică, cel puțin din experiența mea. Adică, acum, într-o zi, mă gândeam așa cu un umor aplicat mie însumi că, iată, e o seară minunată în care eu citesc un autor mort de 200 de ani, nu? La film văd niște actori care au murit acum vreo 50 de ani. La asta mă gândeam și eu că te uiți la filmele astea și ne așa. Trecem așa pe o pânză, și noi, prin viață, probabil, cine știe. Dar pânza ta e spectaculoasă, mi se pare mie, pentru că tu ești filolog de formație. Cum mai ales literele. s a plăcut să citești, cred. Știi cum au fost? A fost vocație sau pur și simplu ceva De mic decât... cum după cărți? Da, 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 asta s-a întâmplat. Adică, până la urmă, mă gândeam la un dacă că jobul meu perfect e să, să citesc. Dar, <laughs> și uite, s-a întâmplat și acum, dar nu s-a întâmplat așa cum credeam eu. Adică, nu. <laughs> Creu e altfel, nu? Nu, nu, dar când eram mic, mă închipeam așa sub un, sub un copac citind, dar nu așa, evident, nu așa arată viața reală, <laughs> nu așa că câștigi bănuții. Dar, dar, până la urmă, tot în zona asta. Adică, cred că de, de mic am avut înclinația asta spre, spre litere. Dar ți-a spus cineva că asta te va costa și vei purta ochelari, ca și bine. Să știi că nu, de lucrurile astea nu te avertizează nimeni. Adică nu te arată niciodată ce scrie acolo. La cu modul tismă. cel mai propriu, ochelarii sunt scumpi. <laughs> și ramele, și... Acum, pe de altă parte, sunt un semn de identificare. Ne vedem pe stradă, chiar dacă nu ne cunoaștem. Vezi un ochelarist. mineri niște... identificau foarte ușor intelectual în felul ăsta, <laughs> 90, în iunie. Fix așa, dar pentru perioadele alea, dacă, nu, dacă nu erau oameni destul de deștepți și scoată Luzcă pentru, pentru o jumătate de oră... Barbă, îți dai seama. da, am fi pe prima linie. Avem line. toate stigmele asupra noastră, sunt stigmatele. Depinde după care școală mergi. Mm -hmm. În orice caz, cum s-a întâmplat? Când ai știut sigur că tu vei merge înspre o carieră care implică literele? Hmm, uh, cred că a fost undeva în liceu. liceu. Da, da, a, fost, a fost o trecere din Era adică... cu moda matematicilor, cum erau toți pe vremea aceea. Să știi că am fost dar cu vreo câțiva ani mai devreme, în, în, partea, da? în școala generală. Dar când la un moment dat am fost la Olimpiadă și la una și la alta și eu am supărat-o pe profa de mate că am, am ales limba română. De, dar de atunci cred că matematica mea s-a disipat cu totul, adică nu mai, nu mai există urmă pe acolo, cu toată jena, zic. Da, de la un punct când încolo... faci un buget personal să te da, descurci Asta, da, scot calculatorul când trebuie să adun vreo trei tre cifre. Exact, exact. Dar cred că trecerea a fost destul de, adică, apar n-am, poate e ceva de personalitate. O translație lină, așa, ușoră? Pur și simplu s-a întâmplat că... Uh, uh, hmm. Citeai orice? Asta, Roman, astea, povestire? Asta e, asta e. Și poezie? La poezie... poezie poate cel mai clasic. Băieții să sfiesc cred, la un moment dat. Adică până la 14, 15, 16 ani merge. Pe urmă, lumea se uită așa ciudată. Adică poezie, ce... Nu, nu, n-aș avea probleme cu asta. Și scriam poezie la un moment dat proastă, cum scrie toată lumea liceu. Minus vreo câțiva care scriu poezie. Unii până? scriem și după. Da, 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 Nu, dar cred că mai degrabă încep cu, și aici eu cred că bă, aș, aș, avea o bănuială că și tu ai început la fel, încep cu romane senzaționale, încep cu romane, de, romane istorice, încep cu romane de Ima, acțiune. Mai, nu? Jules Verne. Poate, poate și clasici din ăștia mai noi Cum ar fi Robert Ludlum Omul cu, da, da, da. Om, omul cu Born da? Adică erau atunci când creșteam eu niște cărți din asta Pe care erau mai ușor să le citești Țiți minte că bibliotecara din, din satul bunicilor A încercat să-mi paseze un standal. M-am uitat nu mergea. prin că comparație. Nu mergea. Da, merge așa de greu. N-am înțeles de ce totul se întâmplă în ultimele două pagini și până atunci nu se întâmplă absolut nimic. N-am priceput iotă. Și l-am luat tot din altă. Ea era cu bune intenții, dar nu a mers. Deci, asta vreau să zic că, până la urmă, prima dată încep cu cărți. Nu o să le zic proaste, pentru că am pur și simplu. Nu De proaste deloc. deloc. Deloc, da. Ca pot opere în felul lor. Exact. Acolo, în zona aia. Dar încep cu ceva ce te interesează și dacă te prinde asta, până la urmă nu mai scapi. Dar care ar fi secretul lor? Părerea mea e că. Uh, ele par să uh, propună scenarii coerente care dau sens vieții, un sens aventuros, un sens înălțător, pot să fie erou acolo, poți să fie... Cred că asta e povestea și până la urmă, dacă citesc uh, ca istoric de-asta dată scrierile monografice ale altor istorici, despre Talleyrand, despre Napoleon, despre cutare, cutare. văd că funcționează același tip de scenariu. Uh -huh. Încerci să dai coerență unei multitudini de fapte care în minte rămân așa disparate și care vor urma în istorie. Sunt mari trenduri care nu se termină parcă niciodată. Nu, trendul agriculturii a început în Neolitic, încă nu e gata. Uh -huh. da, Asta a, fi. Nu știu exact. Adică unde aș duce eu mai degrabă e că de ce să zice lumea să vadă filme frumoase, să le zicem, da? și fac legătura, și înapoi? Adică, cred că vrei, vrei un anumit fel de coerență. Adică, te poți trezi cu oricare dintre cele două gânduri. Unul, că viața e destul de haotică și da. vai, vai, de, vai de mama ei, sau că viața, totuși, e, e merită trăită și e, e exciting și așa mai departe. Și cred că. Asta a doua, faptul că viața are, are, are suspans, că viața are uh, lucruri importante și interesante, ceea ce îți transmite o carte de genul ăsta, un film de genul ăsta. Nu e un mesaj rău, adică <laughs> când, când te simți bine, e, fix te simți. Doar că, cumva, îți dorești asta mai degrabă decât o carte care îți spună, da, domnule, suntem aruncați în lumea asta, vai de capul nostru, nu se știe exact dacă, dacă, dacă avem un sens. E un pic mai greu să duci genul ăsta de mesaj. Ea moare, tu ai tuberculoză. Adică exact, -ai adică Deși există și o virtute în cineva care te face să plângi, să plângi frumos. Adică, am, am ajuns să-i apreciem Dar și pe oamenii Nu des, aștia. nu des. Adică, <laughs> mi-amintesc am că l-am văzut pe Javier Bardem tăticul unei fetițe care are o boală terminală și tăticul ăsta moare lângă ea după ce, pe de altă parte, se ocupă de traficul de persoane. No, no, Îngrozitor. No, no. Nu-i spun titlul filmului, nu doar pentru că nu mi-l amintesc, <laughs> ci că pentru că, cum să zic, m-a marcat e, negativ. E beautiful de, de, de Inaritu. Uite că <laughs> deci și regizorul e un, un instare no. și și Bardem, care face un rol extraordinar, no. dar... Te marchează, nu mai poți dormi. Adică nu-i destul că avem câinii comunitari care mor pe stradă și ți -e milă de ei că nu poți să-i adopți pe toți. Mm. Sau pisicuțe strivite pe asfalt. Mai vezi și filmele astea? Aici nu, aici nu aș fi neapărat de, de acord cu tine, că eu am, a, am impresia că dacă cineva te storce de lacrimi, după aia ești... Să zicem că fel de teoria catarsisului reîncălzită și nu știu... Dar poate... faci ceva pe urmă sau zici, nu bun, am rezolvat-o și pe asta m-am... Cred că ai nevoie de descărcarea aia, în primul rând. Acum, dacă faci ceva legat de asta, nu știu ce poți face. Adică eu mă uit foarte mult și la filme, doc, și la ce... documentare care sunt politice. Ce Să ar trebui... dai sânge. Exact, dar a doua zi ar trebui să te înscrii într-un partid sau să, sau să sau într-o asociație civică? Ce nu mi-a plăcut. Să zicem, nu? Dar că de ce am... nu? De ce nu? Nu, dar asta zic că... o acțiune treb... civică, nu? Sigur, te-ar îndemna la acțiune, de orice fel, măcar uh, proprie, abarnam, de tipul reciclării sau de alt genul ăsta. Dar... Ești, ești ca intelectual adeptul implicării sau adeptul distanțării și uh, rezolvării problemelor în plan cultural, dintr-un mic turn de filde și personal? Acum nu cred în turnul de fil, deci problema e mai degrabă, sau nu am atât problema, ci faptul că personalitatea mea cred că e mai degrabă. Uh, nu care se implică? Nu, sunt mai degrabă contemplativ, așa, da. Dar dacă mă smulg din starea asta, numai că n-am intrat încă pe versiunea asta civică, sau uh, doar ocazional din cauza unor prieteni. Adică pot să mă smulg din asta și să încerc să organizez lucruri, adică să fac lucruri uh, uh, în care să încerc să implic alți oameni. Dar dacă la bază sunt omul care stă și citește o carte și aia nu e o, asta e o acțiune numai dacă îți închipui că cititul e o mare... mare. Ai reușit, da, ai reușit să faci din asta o profesie, destul de tânăr fiind. Mi-am că cu vreo 15 ani în urmă colaboram la editora Dacia, erai acolo, cum să zic, stăpânul turmelor. <laughs> Era o turmă mică, cei drept, dar, dar da. M puteți... Eu mă gândeam la de auto... turma autorilor, știi. Nici aia nu era o turmă foarte mare, dacă, dacă excludem pe cei care, care veneau să-și mai ridice o carte publicată acum 10 ani sau să-și iau un manuscris uitat pe acolo. Dar era, era totuși o, o, o editură mică la data aia. Dar da, nu, a fost și asta o trecere cumva lină. O trecere încurajată de faptul că nu vreau să mă întorc la ei. Mei. Asta a ajutat mult, să mă aleg, să mă aleg repede o profesie. Care orice dar aici, da? Orice dar aici, exact. Dar a fost chiar orice, că totuși ai cunoscut o lume cărturărească acolo. Mai bună, mai rea, amestecată, provincia transilvană, capitala actuală transilvană, clujană, da. era o lume care trecea prin, prin editură, cu care stăteai de vorbă, te întreba ce se întâmplă cu manuscrisele, nu? Cum, cum te-ai simțit? Sigur, țin minte. Mai așa. mult stresat? Sau? O... <laughs> Ții minte și partea să te stres, adică e cumva inevitabil, era și prim, primul job. Primul job, te duci, nici nu știi ce se întâmplă, adică nici nu știi cum, cum, o să fie. Adică, ai nu te-a inițiat nimeni? Nimeni nu-ți spune lucrurile importante, Ovidiu. Adică să te zic că mai... <laughs> Alea le descoperi, nu? Da, da, da. Mers. Adică îți lasă surpriza de fiecare dată. Nu, Dar nu a fost o experiență, era sigur. Doar că, dincolo de faptul că sunt oameni în care încă mă întâlnesc pe stradă și e o mare plăcere să stau de vorbă, cred că a fost destul de dificil, încă o dată, pentru că, după cum îți amintești foarte bine, editura s-a și dus după aia frumos în pământ, da? sau s-a scufundat, scufundat sub mare... Adică... Venisem cu gândul să o salvăm și, exact. până la urmă, nu s-a putut. Și cumva, în tot procesul ăsta, evident că au fost tot felul de... Omul, uh, um, hai să spunem, o tensiuni o și, umbră, o, 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 tensiun și o, o grămadă de stres și nu-ți dorești ca, cum ziceam, trebuie să treci, să fie primul tău job să fie cu, cu lucruri <laughs> de genul ăsta. Da, dar după asta ai avut pielea tăbăcită, n-ai mai avut uh, același stres în alte parte, nu? Tăbă... Sau a fost mai rău? Nu, 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 nu. De, -atunci, de atunci a fost mai lin dar cel puțin, cum zici tu, până la urmă a fost o experiență de inițier mă. sună foarte, sună foarte umflată Cred, așa cred de... că da, până la urmă, oricum ai priviu? asta a fost, adică, făceai cărți erai la producția de carte vedea un manuscris, uneori formă. trebuia citit, trebuia corectat, trebuia văzut în ce format, cum exact. cum necum, fiecare editură face treaba asta dar nu toate editurile au oameni pregătiți pentru așa ceva cunosc, din nefericire edituri mici, desigur, dar grăbite să producă, care trimit direct manuscrisul, nici nu mai citesc. <gători> Și-ar avea nevoie de o plivire întotdeauna. Întotdeauna e De, o, de o plivire? Te ziceam de plivirea pur și da, simplu, da, da. da, da, da. știi? Dar de o plivire, în primul rând. Uh, dar uh, perioada aceea, deja, te gândeai la doctorat, nu? Da, de acolo am și sărit direct în, în barca asta doctoratului. Și cu Cum țar... ți-a ales tema? Ma... Ți-a fost -a propusă o te-ai gândit tu la ea? Din nu, 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 aici... Sau să zicem că oarecum, da, asta e... Dacă mă gândesc acum, în urmă, nu-mi dau seama nici eu cum am ajuns să fiu ceea ce zic francezii disetemist, adică om de secolul XVII. <laughs> um, de un secol minunat. Mie mi se pare că la noi cel puțin e tare nedreptățit toată lumea pompează pe iluminism, știm de ce, avem școala trans... ardeleană, avem toate lucrurile astea, toată lumea se uită la secolul XVI, care se termină apoteotic cu Mihai Viteazu, prim unificator, secolul 17, așa, un pic neclar. Cum, în cazul nostru, sigur, în România, cred că dincolo e o alegere și eu, dacă mă întreb așa ca și valori, sunt țin cu iluminiștii, pentru că un dintre oamenii mei preferați, minus John Locke, care totuși ține de secolul XVII, fac parte din, sau sunt, țin de secolul XVIII. Acum, ce s-a întâmplat mai degrabă e că um, mi s-a părut foarte interesant, luând și uitându-mă la cărțile pe care le puteam găsi, erau... Um, s-a că atunci să fie un fel de a doua descoperire pe care am avut-o. Cei de la Google au început să scaneze cărți în prostie, uneori destul de rudimentar, mai vedeai degete din alea de un om da? care ținea pe scanner, da? Era partea <laughs> cea mai interesantă, ce surpriză mai găseam, câte mai, mai era îndoită fila. Dar erau, manuscrise, genul de manuscrise pentru care trebuia să duci, să zicem, la Biblioteca Națională a Franței, în Paris, să deplasezi acolo, ca să le răsfoiești, probabil, cu mănuși. Da. Ei, le găseai, le găseai Cata, scadate, la Gata, dispoziția ta, la, dispoziție, acasă. și la, la câteva la câteva secunde distanță, puteai să găsești Tabarnam, o carte apărută la 1650. Dar să precizăm, vorbim de secolul 17 francez, intelectual, nu? Da, Asta te Da, da și e o temă legată de retorică și retorică, tratatele de retorică din momentul ăla. Foarte și... interesant. Erau iscusiți? erau, erau începeau să-și pună problema emoțiilor. Asta e partea cea mai fascinantă pentru. Uh, nu emoțiile pe care le ai când intri la emisiune uh, sau, <laughs> la, sau lucruri de genul ăsta, și mai degrabă uh, faptului că emoțiile uh, au un rol, nu sunt rele. Adică, dincolo de versiunea superaționalistă în care. Ora, reprimăm oră, tot? Reprimăm tot, da? Uh, e, e, a... e epoca în care Descartes scrie le pasiuni, nu? Exact, exact. Despre, despre pasiuni, despre simțuri, despre toate lucrurile astea. Încerca să le. Chian arondismentului, ca să zic așa. Exact. E momentul în care uh, suntem la, cam la o jumătate de secol distanță de uh, acești uh, domni sau iluminiști sau preiluminiști care încep să spună suntem plini de vicii, a se zice în textul sacru occidental în Biblie că asta e o problemă, dar nu e de fapt o problemă, trebuie să le ducem și pe unele și pe altele. Și faptul că din O po interpretare, da. Da, cumva un fel de rupere de versiunea asta în care ne face să ne simțim tot tipul vinovați, că avem, avem tot felul de gânduri și vicii și așa mai departe. Prin urmare, ai considerat pe iluminiști a fi mai curând hedonici? Există, există o, o, o versiune destul de. sau, dacă vreau o falangă din asta destul de interesantă de, de oameni care chiar. chiar păi, au, problem... încau, iubeau plăcerile. Exact, exact. Adică, care au, scriu cărți despre asta, care scriu, până la urmă, anti anticatolic în Franța, da, sau în versiunea asta, antireligioasă care pun problema că totul ce se întâmplă frumos se întâmplă aici, după aia e. Deci, cumva, da, acești hedoniști de care zici tu sunt, cumva, printre, și printre oamenii la care, la care mă, mă gândesc din Bă când Nu m-aș gândit că, eu știu, ei iluminismul mai curând pe latura asta, știut fiind că toată lumea face mare caz de raționalismul iluminist. Dar aici pot să vezi ca un paradox, dar să zicem că preiau și și. Adică, pe de-o parte, partea rațională de care spui, mi-ar mi mi plăcea să o aplic la discuții. Adică, dacă, dacă vrem să luăm o decizie politică, abar n uh, interzicem drogurile sau le, sau, sau le tolerăm într-o oarecare măsură, să ridic așa un subiect care a fost acum, a, aș vrea să avem o discuție rațională, să nu avem o discuție pasională. Da, pentru că pasional s-ar putea să o luăm cea mai proastă decizie. Acum, pentru viața... Pasional e mai spectaculos. E pur mai spectaculos. Mulți părul din cap. Sunt un mare fan. Dar <laughs> pentru viața personală, în, în Parlament, dacă se poate cu calm, sau în orice, în orice discuție de genul ăsta, dar sigur, dacă, pe de altă parte, străiești viața pur rațional, e de o deobliticușă, e incredibilă. Seacă, da, da. câteodată adică și simt povestea asta, că parcă un pic mai mult hedonism, parcă era parcă era mai interesant cu... <laughs> cu sare și piper, nu? Exact. <laughs> Din punctul ăsta de vedere, cred că secolul XVII, care pentru mine înseamnă cei trei muschetari de pildă, Richelieu și, mă rog, toată, toată cea... Până la urmă tot Franța, dar și Anglia, nu? Anglia, lui Cromwell și toate celelalte. Secolul XVII rămâne seducător și, culmea, podova și țara românească, adică locurile noastre, Transilvania, nu sunt așa departe de în acest Occident. Gândește-te numai că în Moldova Vasile Lupu face primul colegiu de tip universitar. La fel și la Târgoviște, Matei Basarab. Cât despre Transilvania, ola, oh, la, aici, sub, sub aripa protestantismului dominant al principilor, înfloresc multe lucruri, până și câteva conde românești. Mm -hmm. Foarte interesant. Deci, da, n-ai publicat încă teza, nu? Mă tem că e tot acolo, până, până, în starea aia de odihnă, până când la un moment dat, la un dat, o să Te gândești că e prea exotică pentru România? Că n-ar interesa secolul XVII pe francez pe zona retorică? Cred că ar sârni mare interes. Să știi că sunt câțiva pasionați, dar sunt împrăștiați prin țară și sunt foarte puțini și ne și cam știm un pic între <laughs> Serios, da? Cât? 7, 8, 10? Sunt vreo 2, 3, 4, cred că prin Cluj. Da? Da, să știu, da, e, și restul e, în provinciile istorice ale țării Cam așa, deci cumva <laughs> e o mică sectă din asta Dar nu, nu de asta, știi, ci mai degrabă pentru că um, am, am mari, um, cum, nu știu cum să zic asta adică, Rezerve, o prudență, ce? Nu, mai, mai degrabă cred că o, e o anumită exigență Adică de asta n-am publicat nicio, nicio carte până acum Te considera din, astfel? Din fericire, da Sau din păcate Serios? Nu. Știindu-te de la revistă, mereu entuziast, mereu uh, uh, încercând uh, interviuri pe care trebuie transcrise în ultima clipă, etc., <laughs> la, aș fi zis că ești un imediatist, adică un om al improvizației, într-o anumită măsură, al deschiderilor. Pot să fac și asta, dar știi ce cred? E momentul în care, cu uh, cât lungești mai mult, cred că îmi pare rău că n-am făcut prostia să public o carte pe la vreo 20 ceva de ani. Că nu e o prostie uh, neapărat. Da, zic de ce. Pentru că, pentru că ce scoți una, după aia a doua, cred că e mai ușoară. Deci, ok, cât de greu am mers cu prima sau cât de rău a fost. asta este. Nu, nu citit nimeni. Perfect, hai să mai scoatem una, să nu citească nici pe asta. Dar, pe măsură ce lungești, probabil în capul meu cel puțin se creează așteptarea asta că, bun, acum, dacă tot am amânat tot, da, prima trebuie să fie Trebuie să, trebuie, să, trebuie să strălucească, știi. Și atunci poate de asta. Adică de asta există exigența asta. Am observat e, acest lucru. De pildă, o serie de cronicari literari, mai curând din generația ta decât din a mea, refuză să-și publice cronicile, să le adune. Uh -huh. Li se pare un gen nereprezentativ, am impresia, deși nu înțeleg de ce. Fiindcă tot ei publică studii de 15 pagini e, bine punctate în zona academică. În loc să publice marile monografii, neapărat. Adică monografia a decăzut un pic, cronica n-a urcat suficient, iar studiul ăla pe un detaliu, la e valabil. Acum, aici probabil și o chestie de priorități până la urmă publici cam ce-ți cere academia, da? ce cere universitate, n-ai de ales. Ca să poți promova și să ai un salar mai decent. Da, partea, sau, partea cronicele, nu știu exact ce să spun. Adică, până la urmă, cred că, cred că probabil unora li se pare, e cel puțin, că nu există o coerență de sau că nu există neapărat un fir roșu care se le adune și atunci... Ar surprinde totuși o dinamică întreagă. Posibil. Ar fi foarte interesant și din perspectiva istoricului, nu doar literar, și de orice fel, această dinamică e importantă. Să vezi cum, cum au fluctuat gusturile, trendurile, cine era de succes, cine nu era la un moment dat. Cred că ar fi important, sunt documente esențiale. Ne mai vorbim de faptul că găsești acolo, cum să spun, unele mustesc de, de stil, de, de coate discret distribuite autorului, umar, sau din potriva de elogii. Umar, nu, știi ce vreau să zic cu asta, e că um, nu știu cum e pentru alți autori. Presupun că similar, dar uh, există un punct din momentul în care crezi că e, ești valabil, deși ai scris cu mulți ani înainte. Stii? Adică scrii, 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 prima dată scrii prost, inevitabil. Să spunem, dacă se poate, până în anii... Deci, până anii... ești învățățel, până... nu? Dar după aia ai un moment în care ai impresia că îți găsești stilul. Și problema e că tot ce ai scris înainte de a-ți găsi stilul cât de cât, nu ți se mai pare valabil. Atunci, ce să faci cu alea? Dar nu e o capcană? Nu știu dacă e o capcană, pentru că cred că e foarte important să te identifici cu ceea ce... Adică eu, dacă, dacă public un volum, vreau să zic, ok, 100% sunt eu aici în volumul ăsta, nu e ceva genul... A, scuzați, ultimele pagini, era mai mic, era mai... Adică prefer să fie totul acolo. <gână> nu pot să spun că ești, decât că ești foarte tânăr, din punctul meu de vedere, <gână> pentru că acum câțiva ani mi s-a părut, mie erau unele semne care îmi sugerau că s-ar putea să dau colțul, să o mirlesc, să mor. Și atunci m-am gândit, Până la urmă, ce-ar fi prioritar să fac în această situație? Și mi-am reluat uh, o serie de scrieri întrerupte pe la 20-25 de ani, unele pe la 19, pentru că mi-am pus problema, eu cu tânărul de atunci, care nu mai este ce relație am, uh, n-ar trebui să intind o mână, n-ar trebui să văd ce cu el. <laughs> e interesant. Dar, sigur că asta e o relație e, a mea cu el. Deci, pur subiectivă, un caz individual și nu înseamnă că ar fi generalizabil. Poate că tu ai dreptate. Poate că ar trebui să repudiem tot ceea ce nu-i perfect. Dar ce e perfect? Acum, e doar, încă o dată, e doar, e doar cazul da. meu și nu le repudiez. Uite, am... Le ții o... la păstrare, doar. Nu, le, le folosesc. Trebuie să zic cum. Am, da? am avut un curs în care eram, -am, am făcut un fel de... Creative writing legat de cum scrie o cronică de film, cu, cu studenții mei de la Facultatea de Teatru și Film. Și cireșica ca de pe tort era să le arăt ultimat o cronică de-a mea, scrisă cam la vârsta lor. care e. Sper că, că ai ales-o pe cea mai bună. E, am ales-o pe cea mai proastă. Adică, adică, adică nu, nu, nici n-a fost greu, adică ba? oricare dintre ele erau destul de. Ei. să ne înțelegem, nu, nu sunt groaznice, dar sunt grăbite. Sunt uh, cu, tot felul de, cu tot felul de greșeli, ale vârstei, care înseamnă că nu știi să, să ții, de exemplu, timpul prezent peste tot, mici, mici chichițe pe care le înveți trucurile cu timpul. Stilistice și Care, de fapt, nu sunt trucuri, trucuri extraordinare, dar dacă nu le știi, se vede. Și atunci, asta era erau de o păstrată deoparte pentru a arăta, uite, de acolo se poate ajunge un pic mai bine, ca să mă, mă evaluez în felul ăsta. Adică, până la urmă, da, da. adică și a avut efect? Oamenii au înțeles mai bine? Um, ce le predicai? Deocamdată au, au, terminat studiile și rămâne să, rămâne să vadă ce, rămâne de văzut ce o să facă fac în continuare dar cred că, cred că, că le-a plăcut asta, pentru că asta, până la urmă asta așteptam să vadă că, evident, noi înainte studiam niște autori care sunt canonici, adică, nu știu, de la Pauline Kel, până la al nostru Alex Leo Șerban, da? Și prin comparație, deci asta era povestea. Adică uitați, ok, deci asta e, de aici se poate porni și poate, poate va ajungi la, la nivelul ăsta. Da, da, da. Uh, nu știu ce să zic. Cronica îmi pare prin excelență, cronica de întâmpinare, un uh, gen, o specie a efemerului și a momentanului. Adică dacă stai și o tot plitocești și o tot mai uh, poleiești și -o... Poate că își pierde spontaneitatea, poate că și imperfecțiunile astea sunt ca și, eu știu, gâfâitul lui Enescu în timp ce cântă la și apasă pe, pe cordele viore. Am auzit o înregistrare de genul ăsta. În care el era foarte viu, prezent acolo. Sau cine? Glenn, Gould? Nu? Da. Gemetel, lui pe care, care scot din, minți pe inginerii de sunet. Poate că da, numai că nu atât am problemă cu imperfecțiunea. Poate că așa ar trebui să cheme primul volum, nu? Imperfecte sau ceva de genul ăsta. De ce nu la urmă? încercări. Dacă tot De se cheamă eseuri, nu? Că sunt încercări. Nu e o problemă, numai asta ar fi chiar încercări pe încercări timpurii. Da. Nu no, am o problemă neapărat cu asta, numai că, încă o dată, părerea mea e că dacă scoți o carte din raft, ar trebui ca măcar să să merite gestul de a scoate cartea din, din raft. Dacă te uiți acolo și vezi doar că există o, un, niște începuturi timide, nu știu ce, nu, chiar, cu atât, mi se pare că nu prea merită. Eu le numesc asta operele complete, volumul 27. Văd eu bine că atât am cu ele încât nu le mai public <coughs> Tot tot diversez. E, e foarte posibil. Din fericire, unele mai sunt pe internet, deci nu e, nu e o problemă să le găsești, altele se duc. <coughs> Așa ajungem la ideea că, iată, pe masa noastră sunt doar cărți pe care le-am adus eu, fiindcă tu ai refuzat până acum să-ți publici o carte, deci ai <coughs> avea material pentru mai multe. <laughs> Acum nu o să, n -o să întârzi mult și cu asta până la urmă. Cred că sunt într-o perioadă în care îmi doresc să ajung până la urmă să, să scot pe care Îți o Doresc primă... să se întâmple cât mai repede pentru că meriți și pentru că abia aștept să te citesc pe 300 de pagini, nu doar pe 2-3 pagini, <laughs> știi? Dar până atunci avem voi să arăt ce am adus, că tot, tot vorbeam de lucrurile astea. Zilele trecute am lansat Cartea renumitului uh, comentator de film, uh, critic, uh, istoric al filmului uh, românesc, Valerian Sava, care are un titlu baroc, Post-neo-istoria filmului românesc și nu numai, în mono-dialoguri critice via Facebook și extra-Facebook, volumul 3. <laughs> Așadar, o trilogie până în prezent, eu cred că se va prelungi, dacă dă bunul Dumnezeu și uh, uh, Valerian Sava ne va onora interesul cu o viață cât mai lungă activă și e, în acest fel e, își va întregi o operă care nu e lipsită de e, sinteze. M-am bucurat să văd că se reeditează, amplificat în două volume, e, opera e, scrisă, proza mai exact, a lui John Cheever, subtitlul, la primul volum cel puțin, Adio, fratele meu. E vorba despre povestiri. Un... E, clasic pe care până să-l citim noi pe Faulkner, pe Hemingway s-a <laughs> afirmat și cum avem de citit din urmă, ca și e, atâția alții care sunt prezenți în librării. O surpriză extraordinară pentru mine a fost să primesc e, volumul de corespondență dintre Constantin Noica și Paul Angel. Abar n-aveam că Paul Angel a tezaurizat corespondența lui Noica începută prin 1970 și continuată, practic, până la, la moartea filozofului. Și, tot așa, din arhiva personală a lui Paul Angel, care și el s-a săvârșit din viață la un moment dat, trecând într-o lume mai bună, au fost recuperate texte inedite ale lui Noica. Nu le știam, un soi de manifeste foarte interesante. La urmă, dar nu ultima, pentru că, repet, tu nu ți-ai dus cărțile, măcar în formatul virtual pe care îl atribuie eu. Mi-am adus eu cea mai recentă carte pentru a arăta celor interesați de istorie. Am comis în ultimii ani o istorie a României cu un accent pe relația dintre stat și cultură și începând-o, mi s-a și reproșat acest lucru, în 1866. Unii ar fi vrut să o încep cu Burebista, alții ar fi preferat să încep cu Mihai Viteazu sau măcar cu Cuza Vodă. Eu am zis totuși că din 1866 principatele devin România, apoi regatul este proclamat în 1881 și în felul acesta putem, putem, vorbi despre istoria statului nostru, care nu coincide cu istoria poporului, mult mai lungă și mai, mai mănoasă, ca să spun așa, dar altfel pregătesc și o reeditare a istoriei românilor. Apar cărțile și, cum să spun, ne surpăm sub ele. Chiar, chiar e o epocă de mare, mare productivitate în materie de editare de carte, și tu, ca editor, ca cititor, ca, mă rog, comentator și ca scriitor, iată, poți avea cu siguranță o opinie fermă despre asta. Ce părere? Ai? E bine că apar atâtea cărți, e rău? Ce facem? Cum ne descurcăm? Acum e bine că nu avem una singură. Adică, cum era vorba aia, să te de un om care a citit o singură carte. Adică, imposibil să Sfântul nu... Sfântul Toma, mi se pare, că spune acest lucru. Sincer, nu, nu mai țin nimic de cine, dar e o vorbă care circulă, a circulat, probabil, prin multe, a fost atribuită multor oameni. Dar, ca idee, um, nu o să am, cred că, niciodată, uh, probleme, că, uh, că există foarte multe cărți. Poate un pic de milă de copacii că nu toți, nu toți, nu toți merite ce-au suferit, da? Ideea este că sunt foarte multe, dar în tiraje destul de mici. Lumea nu cumpără carte, se discută mult despre asta, cred totuși că se citește în România și, după cum spuneai tu, până și pe secolul XVII, pe francezi cărturăresc, sunt vreo 10 oameni în țara asta care mm. pot fi partenerii tăi foarte avizați de discuție, nu? Sau tu al lor. Sigur, bun, acum se vede și în alte părți că există niște schimbări destul de interesante. Adică ai literatură pentru copii, ai niște cărți pentru copii ilustrate de niște artiști foarte buni cum nu prea am prins noi, în, sau am prins mai puțin în, în tinerețile noastre. Ai zona asta de fantasy, de SF. Adică se vede că e o piață, cel puțin, se vede că e mai, că e mai complexă, mai, mai, mai interesantă. Și oferta la thriller-uri, la polisieruri, Exact, e exact. destul de uh, substanțială acum. Exact. Multe traduceri, într-adevăr, cam am în vremea lui Iliad de Rădulescu, <laughs> mai puțin producțiile noastre, dar uh, în principiu, ți se pare uh, o evoluție pozitivă faptul că pe lângă că poți să avea propria ta bibliotecă personală, poți să avea acum și propria ta, cum să-i spun, videotecă, adică sticurile mm. cu filme. Da, da, da. da. Poți să-ți faci propria selecție, propria cinematecă. O era teribil, trebuia să mergi la București sau, mă rog, în alte epoci, la începutul anilor 90, chiar la Cluj, venea domnul Dumitrescu, fie cu proiecțiile lui minunate la Casa de Cultura Studenților și vedea filmele clasice. Acum le poți procura, nu? No? Cum e? Știi ce îmi lipsește legat de asta? M-am gândit un pic. Um, când era un singur canal, da? Bun, nu în anii Canalul 80. Canalul de Suez, nu? <laughs> Bun, nu, când ai avea numai două sau trei, să zicem. <laughs> da. spune că exista ProTV. toată lumea se uită la ProTV în anii 90, când eram eu în liceu. Așa. Când veneam a doua zi la clasă, în, în, în pauză, am totul lumea vorbea despre același film. Acum ai... Foarte, foarte multe canale, da? Sau, evident, rețel. Fiecare mă... se uită la altceva. Fiecare se uită la altceva. Și de deja e o, e o problemă, pentru că ori ne uităm fiecare la propriul film și după aia nu mai discutăm despre asta, sau de la un punct încolo trebuie să faci un fel de efort conștient de a veni în întâmpinarea, mai fac asta, de a veni în întâmpinarea prietenilor și mai departe. Adică să. Ori Recomandând să ori... filme, nu? Vreau recomandând filme, ori uitându-mă el la ce... Adică există schimb o să de recomandări, ori facem proiecții împreună. Deci cumva trebuie să să cumva să adun pe oameni să, împreună ca să aibă aceeași experiență. Că pe urmă despre asta e vorba, să ai aceeași experiență și același Deci sumeric. tu crezi că nu e destul să vezi într-o sală cu anonimi alături un film? Ah, e, important, e important să discuți despre filmul acela, nu? Nu, nu, nu. Adică... Asta creează conștiința critică sau de ce? Nu, acum, nu, mai, puțin, adică nu, evident, îmi place și ideea asta de a vedea, nu sunt un om care vrea să vadă filmele numai la, la el acasă. Adică și îmi place ideea asta de a râde la o comedie cu oameni pe care nu e, nici măcar nu o să-i mai întâlnesc. Da, adică să intri cumva în toată atmosfera aia. Acum, conștiința critică cred că e un pic independentă. Adică, sau, sigur, din conversații răsare cumva, adică de acolo, de acolo se ivește. Dar croștință critică vine dintr-o mulțime de lucruri, adică vine din faptul că ai curiozitate față de cât mai multe domenii, să te uiți la de toate, care adică, cum ar fi, apropo, că tocmai a trecut tiful, să mergi la, să vezi un film din fiecare secțiune. Dacă ai curiozitatea asta, poate că uh, poți să... Sau, știu și eu, poate pe versiunea veche, că mie așa mi s-a întâmplat, conștiința critică vine din, uh, din, două, din două lucruri unul, te muți de la un oraș mai mic la un oraș mai mare, îți dai seama că tu, te gândeai, tu erau niște prostii, după aia etapa a doua, te duci din România în altă țară în străinătate și îți dai seama că ce gândeai iarăși erau prostii și tot așa. Și etapa a treia, revii în sătucul ăla mic sau în... Revii <laughs> în sătucul ăla așa... mic și îți dai seama că tot ce ai gândit până cum erau tot prostii și tot așa. Adică merge, merge, merge în ciclu, cred. Habar n-am. Încă n-am ajuns la asta cu mutatul în sătucul, ducul mic și nu, nu prea cred că o să se nu, trebuie, dar... E la mod, atâta lume se retrage la țară acum. Se retrage la țară pentru că plujul în care suntem a devenit incredibil de scump. Este scump, Și da. nu merită. Și atunci oamenii preferă o viață autentică și solitară decât, decât ce primești acum aici în Cluj. Deci noi nu, 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 sunt pășuniști, nu sunt, nu sunt de natură. Unii ori fi. Ci pur și simplu sunt împinși afară de, de, faptul că nu se mai, nu mai arată Clujul sau nu se mai simte cum se simte. E posibil să fie și asta. Ce planuri ai Publici cărțile alea odată sau nu le publici? Sunt vreo... Cam tot, cam tot timpul am vreo 5-6 planuri care se, care se învârt așa. <laughs> este atât de mobil, da? Le da, tot da. schimbi? Dar dar sunt... câteva constante rămân totuși în joc, nu? Cum să nu, cum să nu. E asta legată de... Uh, legat... Pe deveni un universitar scorțos? Ești doctor în litere și îmi par destul de relaxat. Ești îmbrăcat ca John Lennon, vorba aia. Sau, Merci. ești un uniformă internațională de după anii 60. Sper, sper că nu e inevitabil asta cu scorțos. Am, am niște, am niște frigi din asta, văzând oameni care erau foarte cool și acum... Uh, Rus devin important? Devin, sau? da, 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 devin așa viz... un, pic, devin un pic rigiz. Adică, nu știu, cred că vine o dată cu funcția. Nu știu ce se întâmplă. Adică, nu cu bătrânețe. Nu, mi-a nimeni. Poate și bătrânețe. Mă, scleroză. Bă, Poate că funcția e mai... mai cum să spun eu, Capabilă de a produce asemenea schimbări? Abar n-am, dar pe termen lung nu atât ideea de universitar mă, mă încântă, ci ce am zis eu, vechiul viste care povesteam, adică ideea de a citi până la urmă, numai că acum conectați la ideea de a, de a face o sinteză legată de ceea ce. Și cred că prima la care mă gândesc, care e un proiect care o să fie chiar pe termen lung, o să fie ceva legat de istoria filmului în socialism. Excelent. Pentru că nu prea există una, este Valerian Sava A scris o primă parte, că tot l-ai pomenit aici Dar ar fi foarte mișto să să, să să vină mai aproape, nu? Să vină mai aproape, sigur <laughs> Da, e Efectul acela, viața e în altă parte știi? Știa lui la. Până Vitul cu el mai aproape, s-a mai deplasat un pic <laughs> Ultima întrebare Suntem în ultimul minut Te leagă ceva În manieră nostalgică de copilărie De primii ani, de locul De baștină, de lucrurile astea cum să nu, numai că de timp, um, să zic o poveste, sper că încă pentru un minut, la un moment dat, am crescut la bloc în, într-un cartier din Bistrița și la un moment dat, după ce n-am mai stat acolo multă vreme, s-a întâmplat să, să, revin la un moment dat și să ajung la fața blocului și blocul nu arăta la fel, era mult mai mic, avea impresia că imens, dar... Adică, ce vreau să zic, probabil e o amintire acolo, dacă care e foarte ștearsă și care e foarte aproximativă, adică trebuie să o reiau, dacă nu știu dacă e o poveste de nostalgie. Asta o fi. De asta o fi, nu știu. <laughs> nu știu. Numai bine, Radu, și îți mulțumesc că ai venit la Transparențe. Iar vouă, dragii mei prieteni, vă spun pe curând.